Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Azi voi face oroscopul zilei pentru Zodia Taur, 24 septembrie. Haideți să vedem împreună Zodia Taur. Zodia Taur. Zodia Taur, astăzi trebuie să fiți atenți la sănătate. Cărțile mă sfătuiesc că aveți nevoie de ajutor, ajutorul persoanelor sau aveți nevoie să rezolvați anumite probleme. Da. Astăzi vă veți simți mai frumos decât obicei, vă veți simți mai atrași sau atrageți privirile celor din jur. Și din cauza asta ceva veți pierde ceva. Veți pierde ceva sau veți abandona ceva. Astăzi veți abandona ceva. Trebuie să rezolvați ceva, da? Sau să fiți mai atenți la detalii, da? Să fiți mai atenți la detalii. Să nu vă încredeți la complimente celor din jur. Dacă cineva vă va face un compliment, să nu le luați ca atare, că poate această persoană sau aceste persoane nu sunt chiar sincere. Haideți să vedem și Înger Metatron ce o să vă transmită. Spune așa că mai aveți scări de urcat. Se vede că mai aveți un pic de tras în ce privesc problemele. Scara este o metaforă care exprimă elevarea energiilor și a conștiinței. Cu fiecare treaptă îți deschizi și mai mult chakrele pentru a primi energia spirituală. Sufletul tău își recunoaște locul în univers. Este timpul să construiești scara locuinței tale de lumină. Ești gata să-ți îndeplinești munca. Deci tu vrei să duci la capăt un proiect. Vrei să începi ceva nou. Acesta e momentul oportun în care să începi ceva nou. Este momentul oportun să construiești ceva nou, să construiești lumină în casa ta. Asta te sfătuiesc. Deci fiți mai atenți la familie, la locul de muncă, la job. Să nu fiți foarte lejeri, că vă puteți pierde ceva astăzi. Da? Să fiți mai atenți. A ieșit doctorul. Înseamnă că trebuie să acordați mai multă atenție persoanelor sau evenimentelor. Să nu le luați cu lejeritate, că veți putea pierde ceva sau puteți suferi. De asta spune și această carte că trebuie să evoluați, aveți un pic de muncă și este momentul oportun să-ți îndeplinești munca și să aduci lumină în casa ta, în sufletul tău, în inima ta. Vă mulțumesc, Zodia Taur. Dacă v-a plăcut, dați un like. Ne vedem mâine. O zi frumoasă vă doresc. Numai bine. La revedere!